Artiștii sunt artiști când își asumă responsabilitatea. Afirmația aparține regizorului și scenaristului contemporan, cunoscut foarte bine dacă adăugăm două titluri de filme, Marfa și banii sau Moartea domnului Lăzărescu. Cristian Puiu, cel care își dorea o carieră în sfera artelor plastice făcând pictură, dar ratând examenul la liceul Tonița, avea să încerce a se școlariza pentru a deveni bijutier și a câștiga bani. Am dat examen la bijuterie, la Ecole Superior d'Art Deco, arte decorative. Erau 14 candidați la bijuterie, 14 candidați pe 6 locuri și au fost acceptați doar 3. Și pentru mine asta a fost o mare reușită, că eu eram printre aia 3. În fine, după aceea am gândit că nu o să pot să fac eu o facultate din asta care nu-mi place, fac bijuteria doar ca să câștig bani. Tot la Geneva, Cristi Puiu se întoarce către pasiunea sa, pictura, și după un an de studiu, la Școala Superioară de Arte Decorative, se hotărăște să se înscrie în anul 2 la Arte Vizuale pentru a face film. Bucureșteanul născut pe 3 aprilie 1967 își croia drum în arta cinematografică, nerenunțând însă să picteze, dar refuzând studiile superioare pe această direcție. A existat acest conflict cu profesorii, am decis să dau examen la film, care era o secțiune în interiorul aceleiași școli, care se chema Școala Superioară de Arte Vizuale. Și aveai pictură și nu știu ce, din Geneva. Pictură, sculptură, multimedia, grafică, da? Și cinema video. Și am dat examenul și mi-am și zis, dacă nu mă primesc direct în anul 2, că făcusem anul 1 la pictură, fiind în interiorul aceleași școli, am zis, bă, dacă nu mă iau direct în anul 2, plec acasă, nu mai vreau să aud de școală și de asta. După întoarcerea în țară în 1996 și lucrul la o serie de filme documentare, Cristi realizează primul lung metraj, Marfa și banii, film lansat în 2001, bine primit de critici, drept dovadă cele câteva premii câștigate, dar și selecționarea peliculei într-o anumită secțiune a festivalului de la Cannes. În Certain Regard, ca și alte numeroase premii, reprezintă satisfacția lui Puiu pentru cel de-al doilea său lung metraj, Moartea domnului Lăzărescu. În calitate de scenarist, Cristi Puiu a semnat alături de Răzvan Rădulescu subiectele celor două prime lungmetraje, dar scrie și singur scenariul scurt metrajului Un cartuș de Kent, un pachet de cafea, poate și pentru convingerea sa, reieșită din mesajul propriei sintagme. Cităm: există povestea pe care vrei să o spui, forma în care torni povestea. Încheia citatul.